Juriul este invitat să delibereze. Vom afla în câteva clipe care este clasamentul acestei serii. Acum vine greu. Chiar dacă sunt și duc Banatul mai departe, pentru că bunicul meu se trage din Ardeal, sper din tot sufletul să fie mândru și să se mândrească în rai cu mine. În concursul ăsta nu mă văd pe un anumit loc. Nu mi se pare că am fost nici cea mai slabă, dar nici cea mai bună. Sper din suflet să trec și cred că ambiția și talentul mă ajută. Nu pot să spun pe ce loc sunt, adică nu, chiar nu știu, pentru că și fetele sunt foarte talentate și nu pot să mă clasez eu pe un loc, doar că eu știu atâta că atât de bine m-am simțit. Eu consider că sunt o câștigătoare numai pentru că am avut asemenea experiență. Vom afla în clipele următoare cine ocupă locul 4 în această seară, de la Cornelia Rednic. Pe locul 4, în această seară, avem două concurente. Roxana Pațanghel și Alexandra Olariu. Roxana și Alexandra, așadar, pe locul 4, deci egalitate. Egalitate, sigur. De medii. De medii, da. Bun! Vă mulțumim tare mult și Doamne ajută! Succes! Așa! Ne va spune cine câștigă un loc în semifinală în această seară. Grigore Leșe. Vreau să fac câteva observații. Concurenții nu lucrează cu memoria. Mă gândesc de fiecare dată ce să dictez. Unii zic că sunt la conservator, alții că sunt nu știu pe unde. Și dau piese, zic, bă, hai, mai pun și o vartă mărită, mai pun și ceva. Nu, în ultima vreme, bă, zic, ce trebuie să dau să poată cânta? Nu este normal. Până nu o să vă puneți la punct auzul, nu o să faceți față. Ca să ajungi în scenă, trebuie să ai de toate. Dar comisia a ținut cont de toate. Și au fost lucruri frumoase aici. Voi din nou m-ați făcut să fiu bucuros astăzi. Să aveți grijă de voi și de memoria voastră. Că voi sunteți generația care trebuie să aduceți bucurie în societate. Câștigătoare în seara aceasta. Este Roxana Goia din Banat. Roxana Goia din Banat câștigă ediția din această seară și un loc în semifinală. Draga mea, te afli pe locul 2, deci mai ai o șansă. Am anunțat, începând din acest sezon, locurile 2 vor intra într-o tragere la sorți în ediția a 7-a. Așadar, rămâi cu ochii pe noi și poate ne vedem totuși în semifinală. Doamne ajută, mulțumim foarte mult, felicitări! În primul rând îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns pe locul 2, că totuși e o realizare pentru mine și cred că mami de acolo, de unde e mândră de mine, că am ajuns până aici. Cum e? Sunt foarte emoționată și în același timp șocată că nu m-aș fi așteptat, că am dat o bară la a treia probă. Astea sunt notele pentru fiecare dintre probe. Jurații acordă note, se fac medii și acesta este clasamentul. Gata, acum te gândești direct la semifinală. Felicitări încă o dată. Doamnelor și domnilor, mulțumiri speciale sponsorului principal, Catena, farmacia Inimii, care premiază câștigătorul acestui sezon cu 100.000 de lei. Săptămâna viitoare ne întâlnim la aceeași oră, în fiecare duminică seară. Toată România e populară! Felicitări! Doamne, cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut și sunt foarte, adică și fericită și entuziasmată în același timp și șocată și abia aștept să merg acasă, să le spun alor mei, bineînțeles că o să iau legătura prin telefon cu ei, dar așa să le spun, să mă strângă în brațe, să spună bravo și sper ca prin victoria Banatului Mariana Drăghicescu să fie mândră de mine că am ajuns aici și toți cei care mă înconjoară și toate persoanele minunate de care am dat.